noi imagini dramatice, doamnelor și domnilor, cu viiturile produse în județul Moldova. Proprietarul de aici, domnul Grigore, că nu a reușit să culeagă acești castraveți și putem spune că sunt distruși, după cum vedeți, au fost afectați de apă. Cea mai gravă situație este în satul Andrieșeni din județul Iași, unde o furtună torențială a măturat totul în cale. Cangurul cel mai reprezentativ animal al Austriei este pentru mulți și cel mai gustos. Și ficatul poate afecta în exces cafeaua. 26 la Piatra Neamț și în Buzău, 27 la Iași. 26 la Piatra Neamț și în Buzău, 27 la Iași. Diana Bișnicu și-a botezat soția, iar nașii au fost contrar legilor firii pentru doi oameni care nu-și mai vorbesc de atâta vreme. Ce spui tu? Și-a botezat soția, așa am zis? Așa ai zis, dar eu am crezut că poate cine știe. Și-a botezat fica, nu, iar soția, iar nașii au fost, da. Diana Bișnicu și-a botezat soția. Moldova se obișnuiește botezul soției la da. Mergem în Muntenia, unde observăm de asemenea ploi și în Sfântul Gheorghe, și în Brașov, și în Sibiu, și în Deva. Avem parte de o avertizare cod galben de inundații în cea mai mare parte din vestul țării, mai exact Moldova este sub atenționare. Repet, cod galben de inundații. Este foarte posibil să plouă în Crișaci, în Banana și izolat și în Banat, în Crișaci, în Banana și în Crișaci, în Banana și...